apariția viiturilor în județul Suceava și în județul Arad. Și apropo de vestul sud, vestul țării, în afara codului galben despre care vorbeam, este în vigoare deocamdată doar un cod galben de tip nou casting în județul Timiș până la ora 10. Aici se pot acumula în urma ploilor cu intensitate mare cantități de apă de 25-30 de litri pe metru pătrat, care adăugate celor anterior căzute, evident că ar putea determina probleme. În ceea ce privește însă zilele următoare, nu scăpăm de efectele instabilității atmosferice accentuate, iar distribuția probabilă a precipitațiilor ne arată că pe parcursul zilei de mâine, în regiunile de deal, de munte, în centru, în nord-est, în est, vor fi de asemenea averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, condiții de grindină, chiar și cantități de apă mai însemnate, fenomene pe care pe parcursul zilei de vineri, spre exemplu, le vom regăsi mai ales în regiunile din centru, nord-vest, vest, la deal și la munte, iar spre finalul săptămânii ele vor fi de interes tot în zonele de deal, de munte, chiar și prin est și în sud-est. Așadar, cel puțin până la finalul acestei săptămâni, dar și la începutul săptămânii viitoare, vom resimți efectele fenomenelor determinate de instabilitatea atmosferică, așadar trebuie să ne mai așteptăm izolat la cantități de apă însemnate, la căderi de grindină, la intensificări ale vântului și am văzut că acestea pot avea efecte destul de neplăcute. Pe de altă parte, nu ne putem plânge și ghilimele de rigoare sunt inevitabile, de vreme foarte caldă. De ce? Pentru că nebulozitatea accentuată, precipitațiile, dar și aerul ceva mai răcoros, așa cum îl vedem în nuanțele acelea de verde, determină temperaturi chiar modeste în unele zone ale țării astăzi. În vest, în nord-vest, 17 grade maximele în Maramureș, până spre 27-28 de grade prin sudul, sud-estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei și un ecart asemănător în zilele următoare, cam între 18 și 27-28 de grade. Silviu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Ne vom revedea și în celelalte jurnale pentru a actualiza toate aceste date. Continuăm jurnalul cu o informație de ultima oră. Este o acțiune de amploare în această dimineață la Timișoara. Agenții de ICOT au descins în locuințele mai multor studenți de la medicină, dar și de la drept. Aceștia sunt suspectați că ar face parte dintr-o rețea de traficanți de droguri. În urma perchezițiilor, peste 40 de persoane au fost duse la audieri. Marian Jinga are mai multe informații. Marian, te ascultăm. Bun găsit! Bun găsit, da, am putea vorbi chiar despre una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri de mare risc ce aprovizionează studenții. Cum spuneai și tu, sunt percheziții și sunt 47 de locuri în Timișoara și în Reșița unde se desfășoară. Într-unul dintre locuri, mascații au pătruns în forță după ce au spart ușa, deoarece suspectul a întârziat mult pentru a deschide. Trebuie să vă spun că investigațiile polițiștilor de la Antidrog au scos la iveală faptul că studenții erau aprovizionați cu droguri de alți colegi de-ai lor. Mulți dintre dealerii de cannabis și amfetamine, pentru că despre asta vorbim, sunt studenți la facultățile de drept și de medicină din Timișoara. De asemenea, gruparea se spune că avea un nucleu format din 8 studenți, majoritatea erau din Târgu Jiu și ei se ocupau de aprovizionarea cu droguri pentru restul dealerilor. Autoritățile spun că vor fi peste 40 de persoane, aproape toți studenți, bineînțeles, care vor fi duși la sediul de ICOT Timișoara pentru audieri. Marian Jinga, mulțumesc pentru aceste informații. A fost un accident grav în județul Constanța. Un tir încărcat cu lemne s-a răsturnat la intrarea în localitatea Amzancea. Este pericol de explozie din cauza scurgerii de combustibil. Colega mea, Antonia Ispas, are mai multe informații de la fața locului. Antonia, te ascultăm. Ce se întâmplă în aceste momente? Bun găsit! La acest moment, pompierii spală acest carburant care s-a scurs din rezervorul spart și care s-a întins pe șosea, pentru ca nu cumva o mașină care trece prin zonă să nu declanșeze vreo explozie. Pot să vă spun că la volanul vehiculului de mare tonaj se afla un bărbat în vârstă de 30 de ani care conducea acest tir cu lemne dinspre Topraisar către Negru Vodă. Nu se știe de ce, dar se presupune că este vorba despre viteză. La un moment dat, șoferul a scăpat un tirul de sub control și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Încărcătura nu s-a împrăștiat pe șosea, însă, așa cum ai spus și tu, rezervorul s-a spart, iar combustibilul s-a împrăștiat peste tot. Antonia Ispas, mulțumesc pentru aceste informații. Și continuăm jurnalul cu alte informații de ultimă oră. În aceste momente sunt sute de percheziții de ICOT în mai multe județe, dar și în capitală. Sunt descinderi și la clanul Ghenosu. Colega mea, Luiza Ciurgan, are însă mai multe informații cu privire la ce se întâmplă în aceste momente. Luiza, te ascultăm.
Bun găsit! Dosarele în cadrul cărora sunt efectuate percheziții vizează comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală și spălare de bani. De asemenea, se efectuează percheziții și în alte dosare pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. De asemenea, se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, falsificare de instrumente electronice de plată, punere în circulație de instrumente electronice de plată și multe altele. Ei bine, așa cum vă spuneam, la această operațiune participă peste 600 de polițiști în cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene și luptători ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale poliției române. De asemenea, la activități participă jandarmi din cadrul ICJR, polițiști din cadrul IGPF și specialiști ai DGA. Liza, mulțumesc. Accident grav în București. Tânăra a fost rănită după ce mașina în care se afla s-a lovit de o autoutilitară de gunoi pe șoseaua Buzești s-a întâmplat. Impact violent în sectorul 6 al capitalei. Un șofer care conducea utilajul de gunoi a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a fost izbit violent de o mașină care circula regulamentar. Veneam de pe drumul prioritar, pe Buzești, având verde, iar dânsul cu autoutilitara de la Romprest s-a băgat, având cedează trecerea evident aici, că eram pe drumul prioritar, trecând pe verde, s-a băgat în fața mea, n-am mai avut timp de reacție, având maxim 5 metri să frânez și n-am mai avut ce să fac, pur și simplu, am intrat în el. L-am lovit în spate. La fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD și mașini de poliție. O tânără a fost rănită și a fost dusă de urgență la spital. În urma accidentului, tot gunoiul s-a împrăștiat pe drum și traficul a fost blocat mai multe ore pentru curățarea drumului. Primul român care s-a înnecat în mare de la debutul sezonului estival este un militar de 24 de ani. Tragedia a avut loc la Constanța după ce tânărul s-a aventurat în valuri, deși salvamarii arboraseră steagul roșu. Salvatorii au încercat apoi în zadar să-l resusciteze pe acesta. Tânărul de 24 de ani era militar la unitatea din Babadag. Un prieten care era cu el îl aștepta la mal. Militarul a vrut să facă o baie, deși salvamarii arboraseră steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza pericolului ridicat de nec. Eram sus pe, la locul de joacă cu copiii și copiii au zis la un moment dat, mama, e să aude cineva ajutor. Un bărbat care făcea kitesurfing în zonă l-a auzit pe militar strigând cu ultimele puteri după ajutor. El a fost cel care l-a scos din apă și a încercat să le resusciteze până la sosirea ambulanței. Păi a murit la mal aici, nu s-a aventurat, nu e pregătit pentru așa ceva. S-a speriat în momentul în care... În momentul în care s-a speriat, a început să se agite mai tare. Eu când l-am văzut, când am ajuns, eram undeva la 20 de metri de el, încă dădea din mâini. După care s-a dus la fund, am sărit în apă, l-am tras de păr și l-am scos afară. Timp de 10 de minute, medicii au încercat să-l readucă la viață pe bărbat, în zadar însă. La final, au fost nevoiți să constate decesul. Tânărul care a murit era sublocotenent la Batalionul 307 Infanterie Marină. El absolvise anul trecut Academia Forțelor Terestre din Sibiu alături de fratele său, Geamăn. Mama lor lucrează și ea în armată la Pitești. Am vrut o viață palpitantă, declara militarul în urmă cu 3 ani, când abia intrase în anul întâi la Academia Militară din Sibiu. Dar în mod sigur nu era pregătit. Marea trebuie respectat. Marea este un... Este un prieten în vacanță, dar poate fi și un dușman dacă nu știi să o respecte. Acesta este primul caz de NEC înregistrat pe litoral în acest sezon estival. Accident feroviar grav pe un câmp din județul Vâlcea. Un cioban se zbat între viață și moarte după ce a fost lovit de tren. Se pare că bărbatul încerca să-și salveze animalele din fața locomotivei. Accidentul s-a produs în localitatea Băbeni, pe un câmp unde nu există o sursă de lumină. Din această cauză, mecanicul de locomotivă l-a văzut mult prea târziu pe cioban. Acesta are 45 de ani și a suferit mai multe leziuni.
Ultimul omagiu pentru comentatorul de legendă Cristian Țopescu. Cei care vor să-și ia rămas bun de la acesta o pot face mâine, când trupul neînsuflețit va fi depus în studioul 2 al televiziunii publice. Potrivit unor informații, Țopescu va fi înmormântat vineri la cimitirul Ghencea. Omul care a făcut fericiți milioane de români prin vorbele sare s-a stins pe patul de spital. Aici Atlanta, bun găsit, stimați respectatori din România. Urmează un veritabil recital handbalistic românesc. Un efort splendid al lui Patsaikin. Pește, a treia notă de 10, fantastic, fără precedent. Excelent, campion olimpic absolut, nimic nu se mai poate întâmpla. Mulțumesc tuturor celor care au apreciat comentariile mele. Cristian Țopescu era internat de o săptămână la Spitalul Elias din cauza unei complicații legate de diabet. Familia i-a fost mereu alături și s-a rugat pentru el, dar comentatorul a murit în urma unui stop cardiorespirator. Mă consideram ca și copilașul lui. Morealul, istoria s-a scris împreună și bineînțeles că va rămâne istoria așa cum este și Cristian va rămâne mereu în inima mea. Tot ce e legat de gimnastică și de performanțele mele sunt legate complet de acest om minunat și nu numai performanțele mele, ci performanțele în sportul românesc și ceea ce a făcut Cristian în continuare de a fi alături de Voria s-a scris împreună și bineînțeles că va rămâne istoria așa cum este și Cristian va rămâne mereu în inima mea. Tot ce e legat de gimnastică și de performanțele mele sunt legate complet de acest om minunat și nu numai performanțele mele, ci performanțele în sportul românesc și ceea ce a făcut Cristian în continuare de a fi alături de oamenii care au avut nevoie de el. Și el, Cristian Țopescu, a fost poate cel mai cunoscut martor al celor mai importante evenimente ale sportului românesc. Le-a trăit aproape pe toate timp de câteva decenii și le-a împărțit cu telespectatorii. În cariera lui Cristian Țopescu au existat și perioade grele. În 1983 a fost interzis la TVR din cauza unui comentariu făcut în timpul meciului de fotbal. Vorbele mele au fost interpretate de primul ministru de atunci, care a informat-o pe ceea ce cu toții știm că se numea tovarășa de la cabinetul 2, spunându-i: Țopescu a îndemnat tinerii să plece din România. Cristian Țopescu a avut 3 căsnicii și a lăsat în urmă 3 copii. Pentru merite în întreaga sa carieră, Țopescu a fost decorat de președintele Iohannis, iar primarul general al capitalei l-a făcut cetățean de onoare. Un tânăr din Arad oferă 1000 de euro recompensă pentru cei care îi găsesc pe cei care i-au furat mașina. Bărbatul a făcut investigații pe compropriu după ce bolidul în valoare de 10.000 de euro i-a fost furat. El a descoperit că hoții sunt 2 tineri care se plimbă din oraș în oraș. Mai multe informații are colega mea, Petronela Axinte. Te ascultăm, Petronela. Bun găsit, iată că a trecut aproape o lună de când acest arădean și-a lăsat mașina în parcare și nu a mai găsit-o. Atunci omul a anunțat imediat poliția și a așteptat vești bune. Totul însă în zadar, autorii nu au fost prinși nici până la această oră, iar despre recuperarea mașinii care valorează 10.000 de euro nici nu poate fi vorba. În aceste condiții, arădeanul a demarat propria lui anchetă și în scurt timp i-a identificat, spune el, pe cei doi autori. Ar fi vorba despre doi tineri care străbat țara în lung și în lat și care se ocupă cu astfel de furturi. Ultima dată ei ar fi fost văzuți pe raza municipiului Timișoara, într-un local unde de altfel au fost filmați de camerele de supraveghere. Acum păgubitul cere ajutorul internauților pentru prinderea celor doi suspecți, iar în acest sens el oferă și o recompensă de 1000 de euro. Surpriză mult așteptată, întâlnire la Cotroceni dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă. După atacurile dure din ultimele zile, atacuri în care Klaus Iohannis a cerut din nou demisia premierului, cei doi au stabilit acum să colaboreze instituțional în politica externă. Întâlnirea a avut ca subiect controversa mutării ambasadei României la Ierusalim.
Întâlnirea de la Cotroceni a durat o oră. Apoi, președintele Iohannis a anunțat că este dispus să colaboreze cu guvernul. În urma întâlnirii de la Palatul Cotroceni, președintele României l-a cerut reprezentanților guvernului, printr-un apel la calm, să înceteze tensiunile interne în ceea ce privește politica externă și să facă imediat acest lucru, făcând referire, bineînțeles, la recentul scandal privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele României argumenta că România trebuie să rămână un actor credibil în relația cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană, dar și cu NATO, și a cerut de altfel reprezentanților guvernului o cooperare instituțională. Șeful statului era nemulțumit pentru că nu a fost consultat cu privire atât la inițiativa de mutare a ambasadei, cât și la demersul de a bloca inițiativa Uniunii Europene care condamna mutarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Prim-ministrul României, prin comunicatul de presă transmis de Palatul Victoria, precizează că îi revine principala responsabilitate în ceea ce privește politica externă, având în vedere că implementează programul de guvernare. De asemenea, recunoaște că este nevoie de o poziție moderată și de echilibru din partea tuturor actorilor implicați, având în vedere că există un proces de analiză și evaluare privind posibilitatea relocării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, un proces care abia a început. La întâlnirea dintre președinte și premier au mai participat ministrul de externe Teodor Meleșcanu și vicepremierul Ana Bircel. Vești bună pentru șoferi, procesele verbale vor fi anulate dacă nu este descrisă în detaliu fapta pentru care s-a dat amenda. Acest lucru se aplică, bineînțeles, dacă contravenitul contestă procesul verbal în instanță. Mai multe ne spune colega mea, Luisa Ciurgan. Luisa, te ascultăm. Bun găsit! Conducătorii auto au acum într-adevăr o șansă în plus să scape de amendă și asta pentru că Înalta Curte a decis că dacă agentul a făcut o greșeală sau a descris sumar fapta contravențională în procesul verbal, ei bine, aceasta poate fi anulată. Ei bine, contravenientul poate să ceară anularea procesului verbal în instanță și asta pentru că dacă fapta contravențională a fost descrisă sumar, așa cum vă spuneam, e ca și cum nu ar fi descrisă deloc și așadar atrage nulitatea relativă a documentului. Potrivit avocatnet.ro, decizia Înaltei Curții este relevantă pentru orice fel de proces verbal de contravenție, indiferent de cine ar fi cel care constată, cum ar fi un polițist rutier, inspector de muncă sau inspector fiscal. E bine, Înalta Curte a luat această decizie ca urmare a sesizării avocatului poporului și aceasta se va pune în aplicare după apariția în Monitorul Oficial. Liza, mulțumesc! Tensiune și suspans la Înalta Curte a fost ultimul termen al procesului lui Liviu Dragnea. Timp de 6 ore, șeful PSD a fost în fața judecătorilor care au anunțat că vor da sentința pe 29 mai. Eu plătez în continuare nevinovat. Dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual a ajuns la final. Poate poveste pentru dumneavoastră, pentru noi cei care suntem tărâți în acest proces, este o experiență de viață pe care nu și-o dorește nimeni și pe care nu dă-ți da niciun dușman. Sunt oameni care au fost acolo în sară, care au viețile distruse, care au psihicul distrus, care au o problemă în familiile lor, tărâți aici pentru ce? Pentru niște afirmații însăilate într-un rechizitoriu făcut având o singură țintă politică și anume eu. Șeful PSD susține că mărturiile celor implicați în dosar îi demonstrează nevinovăția. Ăsta era subiectul? Că au recunoscut acuzațiile niciodată, din câte am urmărit eu în declarații, n-au spus că n-au fost. Eu am avut 3 acuzații care au fost demontate la ședința trecută, chiar de către cele care m-au introdus în acest dosar. Doamna Alesu a spus că eu nu am făcut presiune asupra de dumneavoastră și n-am determinat-o nici să le mențină în serviciu sau, mă rog, angajate, nici să se falsifice documente. Doamna Stoica Anisa a spus-o clar și limpede că nu am determinat-o eu să se angajez la protecția copilului și să nu meargă la serviciu. Acestea au fost cele 3 acuzații ale DNA-ului care au
fost demontate chiar de cele care le-au spus în fața procurorilor. De ce le-au spus în fața procurorilor? După ce a ieșit în ultima perioadă în spațiu public, normal că te duci cu gândul că poate și asupra dumnealui s-au făcut presiune care au fost făcute asupra doamnei Miloș. O ședință de judecată care a durat aproape 6 ore și jumătate, procurorii DNA au cerut pedepse cu executarea pentru majoritatea inculpaților din acest dosar. Pentru Liviu Dragnea, procurorii au cerut o pedepsă orientată spre mediu și anume 7 ani și jumătate de închisoare pentru cele două infracțiuni pentru care este cercetat. DNA-ul pentru mine vrea pe viață, doamne. Pentru mine și pentru alți lideri politici vrea pe viață. Pentru că se dorește în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, cu această justiție făcută cu probe contrafăcute, cu amenințări și cu înscenări. Judecătorii au cerut procurorilor DNA să spună dacă au lucrat cu ofițerii SRI în acest dosar. DNA a răspuns în altei curți menționând că sprijinul a constat în furnizarea de informații și suport tehnic. Numai puțin de 32 de DVD-uri au ajuns la judecători. Înainte de începerea ședinței de judecată a avut loc și un incident. Liviu Dragnea a fost așteptat de câțiva protestatari. Județul Suceava a fost luat cu asalt de voluntari. Peste 600 de tineri și-au adunat forțele în cea mai amplă acțiune de voluntariat din zonă pentru a reîmpăduri zone cu probleme de regenerare din Parcul Național Călimani prin proiectul Pădurea de Mâine. Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul Holz Industrie Schweighofer, au reușit să mobilizeze peste 600 de voluntari în cadrul proiectului Pădurea de Mâine. În cea mai amplă acțiune de voluntariat din județul Suceava s-au repopulat 2 hectare de teren cu dificultăți de regenerare din Parcul Național Călimani, cu aproximativ 6400 de tineri puieți. O zonă în care arborii au căzut, doborâți de vânt, natura ar fi făcut pași mai înceți în a-și recupera teritoriul, dar cu ajutorul voluntarilor am făcut câțiva pași în față și am reușit să punem înapoi pădurea. Asta înseamnă durabil. Facem noi pentru generațiile care vin. Este foarte important să vedem cât de dificil este să regenereze o pădure și cât de greu se plantează. Astfel vom aprecia cu toții mai mult pădurea în sine, munca silvicultorilor în general. Nu achiziționăm lemn din aceste parcuri naționale, mai mult venim și ajutăm cu forță de muncă, cu voluntari, cu forță financiară, aceste suprafețe care necesită ajutor la regenerare. Drumul greu de urcat până la zonele cu probleme nu i-a speriat deloc pe elevii de la Școala Militară de Jandarmi Fălticeni, care au avut sarcina de a planta puieții. A fost greu, dar s-a meritat. Cu bune, cu rele, am râs, am legat prietenii, a fost frumos. Să sperăm că dacă unii dintre noi mai vin pe aici, o să avem ocazia să ne bucurăm de ceea ce am făcut. Prin proiectul Pădurea de Mâine, Holz Industrie Schweighofer va ajuta timp de 7 ani proprietarii privați și administrațiile locale să regenereze suprafețe întregi de pădure degradate din România. O femeie de 58 ani din județul Iași a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru crimă, iar motivul este unul incredibil. Discutăm și despre Laurențiu Reghecamp, care este surprins în ipostaze inedite. Bicarbocalm gustă fiecare clipă fără arsuri gastrice. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Am revenit la jurnal. O femeie de 58 de ani din județul Iași a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru crimă. Aceasta și-a ucis soțul cu sânge rece pentru că acesta nu voia să întrețină relații sexuale cu ea. Soția acestuia consuma frecvent alcool și fusese internată de mai multe ori la psihiatrie în încercarea de a scăpa de acest viciu. Caz incredibil la Iași, acolo unde o femeie de 58 de ani a fost condamnată la 10 ani de detenție pentru că și-a ucis soțul. Motivul este unul halucinant. Bărbatul nu voia să facă sex cu soția sa. Mai mult decât atât, acesta fugea pur și simplu de acasă de frica bătăilor soției. Femeia obișnuia să-l lovească frecvent, iar acesta pleca ziua de acasă și se întorcea noaptea când soția sa dormea. Ultima ceartă dintre cei doi a avut loc în octombrie 2017 și s-a terminat tragic. Femeia a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat soțul în abdomen, secționându-i colonul, apoi l-a abandonat. După câteva zile, a mers la o vecină și i-a spus să anunțe ambulanța că soțul său moare. În momentul în care echipajul a sosit la fața locului, bărbatul nu a mai putut fi ajutat. Acesta era deja decedat.
Femeia a fost condamnată la 10 ani de închisoare, dar sentința nu este definitivă. Ea este alcoolică, de altfel a și fost internată în repetate rânduri la spitalul Socola pentru a scăpa de acest viciu. Orina, mulțumesc. Clipa de panică pentru un artist din România, Dorian Pop, a fost jefuit chiar în fața blocului. Hoții au furat din mașină o sumă de bani, dar și un pistol. Dorian Pop a trăit din nou o experiență neplăcută. Artistul a fost jefuit a patra oară chiar în fața blocului. Eu arma o aveam în toc, pentru că o armă cu aer comprimat poate fi purtată dacă este într-un toc special. Supărător e, nu neapărat că a luat nici arma, nici o pereche de ochelari, nici portofelul cu 500 de euro. Bine, portofelul l-a lăsat, a luat doar banii, s-a servit. Da. Supărător e că e a patra oară deja când mi se fură lucruri din fața blocului și, nu știu, acum am o poză. Dacă am o poză, chiar vreau să încerc să fac puțină dreptate, că e păcat. O să mă duc și la poliție. Bagă-ți bile aici frumos, da? Deci fii atent. Stai un pic. Nu, că nu mai am muștucul ăla să bagi direct. Bagi mânuța așa, după ce ai când erai copil cu pistolul cu bilea. Și unde bag? Ia de aici. Dorian Popa deține un pistol pe care îl folosește în cazul în care este obligat să se apere în trafic sau în alte situații care i-ar putea pune viața în pericol. Alertă la Constanța, un incendiu a cuprins rezidurile petroliere de lângă o conductă de transport din localitatea Castelu. Pompierii de la ISU Dobroge au fost chemați de urgență când localnicii au observat flăcările uriașe. Focul a pornit cel mai probabil de la o țigaretă aruncată lângă rezidurile rămase după repararea conductei care transportă țițeiul. Incendiul a afectat și vegetația uscată din acea zonă. Pompierii au reușit însă să stingă rapid focul și nu s-au înregistrat victime. Laurențiu Reghe și-a scos bolidul de 300.000 de euro la plimbare. Ginerele regretate Ionela Prodan a primit de la soția sa un Ferrari, ultimul model, care a fost produs în ediție limitată. Antrenorul din Emiratele Arabe Unite a fost surprins așadar la unul dintre cele mai luxoase cartiere din capitală, în timp ce își parca automobilul luxos în fața unei sucursale bancare, chiar pe trecerea de pietoni. Ana Maria Prodan a făcut mai multe demersuri pentru a reuși să cumpere mașina, pentru că reprezentanții firmei au dorit să vândă exemplarele doar persoanelor publice foarte cunoscute, după cum ne informează cei de la Click. Cu aceste informații punem punct jurnalului, însă vă aștept în doar câteva momente.